Așa cum vă spuneam anterior, vicepremierul Andrei Spânu recomandă economisirea energiei electrice. Contractele pe care le-a încheiat operatorul central Energocom nu acoperă consumul și astăzi ar putea apărea un deficit de electricitate. Subiectul voi discuta în continuare cu domnul Constantin Borosan, secretar de stat în cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, care este în legătură online cu noi. Bună ziua! Bună ziua! Dacă în acest moment avem deficit de energie electrică, așa cum a anunțat ieri vicepremierul Andrei Spânu. Astăzi, începând cu ora 7 dimineață, este deficit de energie electrică. Sarcina care nu este contractată comercial este între 170-230 MW. Tot ieri, pe pagina sa de Facebook, Andrei Spânu a scris că contractele comerciale semnate cu Energocom nu vor acoperi tot consumul între orele 7 și 23. Totuși, nu au fost anunțate deconectări. Cum este posibil acest lucru? Au fost suplinit acest deficit din alte surse? Vă rog să ne explicați. Deci, începând cu ora 7 dimineața, când consumul crește brusc și intrăm în vârful de dimineață, care deja l-am depășit, către această oră, acest deficit a fost acoperit prin furnizare de urgență. Furnizarea de urgență a fost efectuată din sistemul energetic din România, se numește furnizare de urgență sau furnizare de avarie. Operatorul de transport Mold Electrica s-a adresat către operatorul de transport Transelectrica din România pentru furnizarea acestei energii. În cazul în care nu este suplinit acest deficit, sistemul energetic este în dezechilibru. Da? Nu este menținut stabilitatea sistemului energetic. De la 7 dimineață și până acum, mizăm pe continuarea acestei modalități de acoperire a deficitului fără a recurge la deconectări. Zilele următoare, ce se va întâmpla? La ce să ne așteptăm? Deci noi lucrăm și tot weekend am lucrat și ieri noapte am lucrat pentru a putea identifica comercial de achiziționa această energie și mizăm foarte mult astăzi să definitivăm încheierea încă unui contract comercial pentru încă 100 de MW sarcină orară și de asemenea ca să putem accesa bursa de energie din România, Opcom, pentru a putea achiziționa în orele rămase. Înțelegem că vom procura de pe piața din România un volum mai mare de 30% cât ne este furnizat în prezent? Căutăm oricare resurse care ar putea acoperi consumul de energie. Aveți un răspuns de la autoritățile de la București? Sunt dispus să suplineze volumul de care avem nevoie? Suntem în contact permanent cu colegii din România. Este un suport și mulțumim pentru aceasta, pentru la toate etapele, inclusiv pornind de la registrarea pe platforma Opcom, obținerea licențelor necesare, introducerea în registrele necesare. Deci mizăm în continuare pe acest suport generos din partea poporului și Guvernul României. Ce volum ne livrează astăzi centrala de la Cuciurgan și cu cât este acesta mai mic în comparație cu cel stipulat în contractul pe care îl avem semnat pentru luna curentă? La moment, centrala termoelectrică Mălăvnească funcționează doar două blocuri energetice, câte 200 de MW. Din aceasta, o parte este livrată nouă, ceea ce acoperă cam 38%. Pentru ziua de astăzi, datorită faptului că au fost economii de gaze naturale, a fost posibil ca centrala termoelectrică Mălăvnească, Samgres, să producă mai multă energie pentru Malul Drept. Dar cum a fost posibil să producă mai multă energie în contextul în care liderul Krasnoselski a anunțat că acest lucru nu va fi posibil, ținând cont de faptul că Gazprom va limita sau va reduce volumul de livrare a gazelor? Da, și asta s-a întâmplat, a fost volumul de livrare a gazelor.
Tot Andrei Spânu a menționat pe pagina sa de Facebook că Moldova Gaz va livra un volum de gaze mai mare centralei de la Cuciurgan pentru a fi posibil să fie produsă această energie electrică. S-a întâmplat acest lucru? Numai ce v-am spus, că datorită faptului că au fost economii de gaze naturale și planul privind reducerea consumului în luna octombrie, deci noi am realizat economii, a fost posibil atât pentru ziua de astăzi un volum de gaze naturale să fie relocat ca centrala termică moldovenească să producă mai mult energie electrică pentru malul drept. Vorbim despre gaz procurat de la Gazprom sau despre gaz pe care l-am stocat anterior în depozite, pe care l-am procurat de pe alte piețe? Realocarea volumelor de gaze naturale. Deci vorbim de realocarea volumelor de gaze naturale în contractul cu Moldova Gaz. Totuși, cu centrala de la Cuciurgan avem semnat un contract prin care ei se angajează să livreze Republicii Moldova 70% din volumul necesar de energie electrică până la finalul lunii octombrie. Ce se întâmplă acum dacă ei încalcă înțelegerile și care au fost stipulate în acest contract? Urmează colegii noștri de la Energocom să acționeze conform contractului atunci când sunt prevederi să solicite respectarea acestuia. Dar s-a încercat să se discute cu ei pentru a fi găsită, nu știu, o altă soluție? Desigur, colegii noștri la Energocom, care este contrapartea, da, cu cine are încheiat contractul Energocom, cu centrala termică moldovenească. Știm că centrala de la Cuciurgan ar putea să producă energie electrică și în bază de cărbune și păcură. Ei ar avea cantități suficiente pentru a produce această energie doar pentru o perioadă de o lună. Se discută și posibilitatea să fie asigurați cu materie primă? Vreau să spun că noi am efectuat calcule și trebuie să fim conștienți despre ce infrastructură aici vorbim, pentru că trebuie să amintim despre modalitatea de livrare a acestor materii prime. Acest combustibil, asta este calea ferată, deci vreau să amintesc că din partea Ucrainei a fost explodat un pod de cale ferată care făcea posibil livrarea de combustibil către centrală. Deci, sunt anumite constrângeri logistice, pentru că, în primul rând, astăzi toată infrastructura feroviară este încărcată sau este asigură livrarea păcurii către Chișinău. Până în acest moment, Gazprom v-a notificat referitor la volumul de gaze naturale ce vor fi livrate Republicii Moldova la începutul lunii viitoare? Uitați-vă, în a treia luni a fiecărei luni, calendaristice se efectuează rezervări de capacitate lunară pentru transportul gazelor naturale. Aceasta a fost data de 17 octombrie. Data de 17 octombrie noi deja cunoaștem că Gazprom nu a rezervat capacități adiționale pentru luna noiembrie. Deci există o certitudine că volumul va fi redus așa cum se discuta și anterior? Există încă posibilitatea de a rezerva zilnic aceste capacități? Dar până acum nu știți dacă o vor face? Ele se fac începând cu o zi înainte. Cum se întâmplă faptul că liderii separatiști au cunoscut, dacă pot să spun așa, înaintea autorităților constituționale de la Chișinău despre intențiile Gazpromului de a reduce volumul de gaze și liderul de la Tiraspol Krasnoselski a anunțat despre acea stare de urgență economică în stânga Nistrului. Uitați-vă, noi vara aceasta am publicat hotărârea de guvern. Există o comunicare separată între liderii de la Tiraspol și Gazprom? Uitați-vă, despre faptul ce am așteptat noi sau ce am știut, noi încă vara aceasta am publicat planul de acțiuni pentru reducerea impactului în caz de deconectări. Noi încă vara aceasta ne-am
Am pregătit mai multe scenarii privind asigurarea cu gaze naturale. În septembrie deja noi am cunoscut despre faptul că nu sunt rezervate capacități pentru luna octombrie, în a treia lună din septembrie. Puteți să precizați, vă rog? Spuneți-ne, vă rog, când o să aveți un răspuns concret din partea autorităților din România sau când o să fiți siguri că ați reușit să identificați sursele, noi surse pentru a completa necesarul de energie electrică pentru Republica Moldova? În decursul zilei de astăzi vom avea un răspuns? Sperăm să avem acest răspuns astăzi. După cum spuneam, noi lucrăm 24 de ore, echipa Energocom este weekend-uri și toată noaptea la serviciu ca să realizăm țara cu resurse energetice, ca să asigurăm țara cu energie electrică. Dar acum discutați doar această soluție ca volumul necesar de energie să fie procurat din România sau sunteți orientați și spre alte piețe, inclusiv cea Uniunii Europene, spre alte surse? Toate sursele posibile care sunt fezabile și tehnic posibil de achiziționat. Aveți în vedere și faptul că prețul pentru energia electrică pe care, de la sursele pe care urmează să le identificați ar putea fi mai mare și care ar putea fi consecințele sau dacă ar putea urma și scumpirea tarifului pentru consumatorii finali? Uitați-vă, sunt mai multe, accesarea unei burse, sunt mai multe activități tehnice, legale, operaționale. Deci când vorbim de bursă, ne referim la bursa de energie electrică din România. Deci alte surse înseamnă achiziționare pe bază de contracte. Și examinăm toate sursele posibile. Desigur că prețul este un element, dar prioritatea noastră principală este să asigurăm consumatorii cu energie. Nimeni să nu fie deconectat. Și o ultimă întrebare, dacă ați fost pregătiți pentru această răsturnare de situație sau pentru această surpriză, dacă am putea să o numim așa, pe care ne-a făcut-o Gazprom-ul și să reducă, iată, la început de sezon rece, să reducă atât de mult volumele de gaze naturale pe care se angajase să le livreze Republicii Moldova? Vreau să mă repet încă o dată ceea ce am spus mai sus. Încă în vara acestui an am prezentat planul de iarnă, hotărât de guvern privind măsurile pentru atenuarea impactului în caz de reducere a furnizărilor de gaze naturale. Trei scenarii, 35%, 50% și opriri complete. Așa este. Domnule Borosan, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste detalii și, așa cum am spus, așteptăm pe parcursul zilei de astăzi soluțiile și deciziile pe care să ne anunțați despre deciziile pe care urmează să le luați. Să ne adresăm la consumatorii de energie electrică, casnici, non-casnici, comerciale, instituții publice, acolo unde este posibil. Parcursul zilei de astăzi, până la ora 23, întâmpinăm deficit de energie electrică și rugăm să, acolo unde este posibil, să reducem consumul. Vă rog să ne spuneți dacă aveți în calcul și să deconectați iluminatul stradal, așa cum menționa anterior Andrei Spânu. Noi am făcut apel acolo unde este posibil și nu se pune în pericol viața cetățenilor. Dacă nu este necesar iluminatul, să fie deconectat. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă să aveți. Zi bună.